afacerilor externe. Am decis, practic, în premieră să organizăm această conferință de presă comună împreună cu Comisia Electorală Centrală pe un subiect important din punctul nostru de vedere, și anume organizarea alegerilor în diasporă, având scopul și motivația să organizăm maximum condiții pentru toți cetățenii din străinătate să-și exercite în condiții de maximă siguranță dreptul la vot. Deci acest exercițiu care se referă la organizarea alegerilor în străinătate reprezintă un efort interinstituțional. De aceea am comunicat în toată această perioadă foarte intens cu Ministerul, cu Comisia Electorală Centrală, cu alte instituții care sunt implicate, așa cum este prevăzut de codul electoral. Ne dăm cu toții bine seama că în acest an, spre deosebire de scrutinile anterioare, alegerile pentru funcțiile președinte a Republicii Moldova din 1 noiembrie sunt desfășurate în condiții și un context nou, care este dictat de pandemia cu COVID-19. Aceste condiții noi se referă în primul rând la anumite riscuri pe care am ținut în mod neapărat să le identificăm. Am avut un întreg exercițiu de reflexie în cadrul Ministerului pentru a evalua toate posibilele riscuri, în așa fel ca să le luăm în calcul și să găsim posibile soluții de depășire a acestor probleme. Deci, cu toate acestea, în conformitate cu decizia CEC din 26 septembrie, deci a fost luată decizia privitor la deschiderea a unui număr de 139 de secții de votare în 36 de țări, ceea ce este practic cu 39 de secții mai mult în comparație cu alegerile precedente prezidențiale din 2016. Vreau din start să precizez că instituirea secțiilor de votare în străinătate și implicit solicitarea și primirea acordurilor statelor respective cu referință la deschiderea secțiilor niciodată nu a fost parte sau nu a fost obiectul unor negocieri diplomatice și politice. Cu toții înțelegem că toate statele se confruntă cu aceeași probleme și depun eforturi în vederea limitării răspândirii infecției cu COVID-19. De aceea eu folosesc această ocazie să transmit mulțumiri tuturor partenerilor noștri externi care au manifestat maximă înțelegere și au fost foarte deschiși să răspundă pozitiv la solicitările noastre pentru constituirea secțiilor de votare. Câteva aspecte legate de procesul organizatoriu. Vreau să subliniez că noi aici la Minister am demarat pregătirile împreună cu CEC pentru organizarea bună a votului în diaspora încă în ianuarie. Deci din ianuarie până acum am făcut și anumite corectări în dependență de evoluțiile epidemiologice de la noi din țară, dar și am urmărit foarte atent cum se dezvoltă aceste situații în state unde intenționăm de obicei să deschidem secții de votare. Deci am avut o comunicare instituțională foarte strânsă, atât cu reprezentanții Comisiei Electorale Centrale, cât și cu alți actori, dar inclusiv, ceea ce mi se pare important de evidențiat, cu reprezentanții asociațiilor de spărat cu care am fost în strâns contact toată această perioadă. Deci am ținut în mod neapărat să realizăm aceste acțiuni în condițiile unei maxime transparențe. Am comunicat activ și inclusiv și cu misiuni diplomatice care sunt acreditate în Republica Moldova. De asemenea, am avut o comunicare foarte bună cu instituția care tradițional organizează misiunile de observare a legilor, deci OSCE ODIR, cu care lucrăm foarte intens, pentru ca să asigurăm condiții bune pentru desfășurarea misiunii de observare a alegerilor. De asemenea, aș evidenția faptul că am studiat foarte atent experiențele altor state care au desfășurat alegeri în condiții de pandemie, iar toată această analiză a fost transmisă inclusiv și altor instituții pentru a se inspira inclusiv din experiența altor state. Pe de altă parte, este adevărat că în
organizarea acestui scrutin, ne conducem de prevederile codului electoral, deci nu avem alte formule care să ne permită să desfășurăm inclusiv și votarea sau procedeile de votare alternative, de aceea am ținut cont de prevederile legislației în vigoare și ne dorim să asigurăm maximum posibilități, inclusiv în cadrul legislației care este în vigoare la moment. Acest aspect se referă inclusiv la numărul de buletine care a fost solicitat sau sugerat de către misiune diplomatice pentru a fi transmise către aceste state. Prin intermediul misiunilor diplomatice am asigurat o comunicare strânsă cu asociațiilor din diasporă, care vreau să vă spun că ne ajută foarte mult, inclusiv în identificarea unor spații adecvate pentru sediile secției de votare în străinătate. De aceea, aceste informații sunt transmise eșalonate în adresa CEC, deci informații cu privire la adrese, locații, informații privind componența birourilor și numărul aproximativ de buletine de vot care este sugerat de către misiuni. Totodată aș evidenția faptul că în acest an noi desemnăm un număr mai mic al președinților secției de votare în străinătate, având în vedere restricțiile de călătorii care sunt impuse de mai multe state, un factor care trebuie să luăm în considerație, și folosim la maxim resursele care există în cadrul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova, inclusiv prin relocarea unor diplomați dintr-o țară în alta. Și am vrea să notăm utilitatea modificărilor care au fost operate la codul electoral, care permit desemnarea în funcție de președinte a biroului electoral a reprezentanților din diaspora, care sunt incluși în registrul electoral, dar în paralel CEC desfășoară, din câte înțeleg, și sesiunile de instruire în format online. Și aș vrea să folosesc chiar și ocazia să transmit mulțumiri cetățenilor noștri din străinătate, președinților, membrilor organizațiilor diasporale care au răspuns foarte rapid chemării și îndemnului nostru de a ne ajuta și care au fost deschiși, inclusiv să ne ajute prin participarea lor în calitate de membri și operatori ai birourilor secțiilor de votare. În continuare, lucrăm asupra definitivării tuturor aspectelor logistice care se referă la stabilirea itinerarilor către țările unde vor fi deschise secții de votare. Finalizăm procedura de identificare a spațiilor care sunt identificate de către misiunile diplomatice, care trebuie să țină cont atât de regulile sanitare care sunt valabile în Republica Moldova, dar pe de altă parte trebuie să țină cont de regulile sanitare ale statelor respective unde sunt deschise. Această informație la fel în regim de lucru este transmisă către CEC. Pe de altă parte, deci pentru noi este important ca aceste secții să presupună condiții de maximă securitate și siguranță pentru sănătatea tuturor celor care vor dori și vor veni să vină la secții de votare pentru a-și exercita dreptul la vot. Inclusiv în următoarele zile vom organiza sesiuni de comunicare foarte intensă cu reprezentanții diaspore prin intermediul diverselor canale de comunicare, inclusiv comunicări cu asociații diasporale pentru a aduce la cunoștință acestora toate elementele care sunt necesare de a fi cunoscute, inclusiv adresele secțiilor de votare, condițiile sanitare care trebuie respectate, astfel, repet, ca să asigurăm maximum posibilități pentru cetățenii noștri în a-și exercita dreptul la vot. Eu o să mă opresc aici, prin a oferi domnului Dorin Cimil cuvântul, ulterior o să solicit și colegilor mei să vină completările de rigoare. Mulțumesc mult! Stimați domnule ministru, stimați colegi, doamnelor și domnilor, vrem să menționăm și să mulțumim pentru această oportunitate de a participa la conferința de presă de astăzi, unde vom aduce cele mai noi informații despre activitatea CEC-ului și activitatea organelor care sunt antrenate în organizarea și desfășurarea alegerilor prezidențiale, stabilite pentru 1 noiembrie curent. De aceea voi relata unele momente tehnice care țin de strict de organizarea alegerilor și despre modul cum s-a ajuns la stabilirea cifrei și a geografiei
secțiilor de votare. Menționăm că pentru acest scrutin au fost realizate un șir de modificări la legislația electorală, începând cu anul 2019, care au permis includerea unor condiții suplimentare pentru deschiderea secțiilor de votare peste hotare, la fel numărul maxim de buletine ce pot fi transmise unei secții de votare peste hotare, acesta fiind 5.000 de buletine, a fost permisă votarea în baza buletinului de identitate, precum și a pașaportului cu termen de valabilitate expirat, a fost permisă finanțarea de către cetățenii noștri din venituri obținute din afara țării. Totodată, în contextul competențelor legale care au fost oferite Comisiei în privința organizării secțiilor de votare în afara țării, noi nu am așteptat să fie stabilită ziua alegerilor propriu-zise, dar am demarat acele acțiuni care le-a vorbit domnul ministru încă începând cu luna ianuarie și eșalonat am venit către 26 septembrie, unde am pronunțat o hotărâre motivată privind deschiderea a unui număr de 139 secții de votare, care, dacă facem o comparație cu anii precedenți, cu scrutinile anterioare, este cu 39 mai mare față de scrutinul din 2016 și respectiv cu 14 mai mare la număr decât alegerile din 2019. La fel, vrem să menționăm și conlucrarea cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, despre care s-a vorbit, precum și relațiile cu Biroul Relații cu Diaspora, care ne-a oferit rapid și plenar informații despre asociațiile diasporale care au fost contactate și care au livrat în adresa CEC-ului informații consistente despre aflarea cetățenilor peste hotare, despre dorința lor de a participa la instruiri și despre dorința lor de a participa în cadrul birourilor electorale. Avem un număr semnificativ de persoane care deja au trecut instruirile necesare pentru a face parte din componența birourilor electorale și care au fost antrenați în acest proces și care considerăm noi că vor fi de nădejde în vegherea legalității proceselor electorale care vor avea loc în afara țării. La fel, vreau să menționez și situația de administrare a pandemiei COVID-19, care la fel este o încercare pentru CEC, precum și pentru Ministerul Afacerilor Externe, unde au fost elaborate un șir de propuneri către organele abilitate pentru a elabora condiții clare de petrecere a votului peste hotarele Republicii Moldova. Mai cu seamă, Ministerul a venit cu informare către CEC despre acele riscuri, despre acele impedimente, despre acele provocări care pot fi în anumite țări unde se vor petrece alegerile prezidențiale. Și aceste riscuri au fost luate în calcul, au fost procesate, au fost gândite și urmare Ministerul a recurs la identificarea spațiilor și a condițiilor care sunt optime sau care răspund cerințelor statelor gazdă. Pe această cale țin să le mulțumesc reprezentanților Ministerului Afacerilor Externe pentru munca depusă în acest scop, pentru seriozitatea cu care au abordat executarea acelor sarcini care reies din codul electoral, precum și pentru operativitatea furnizării de informații pentru a decide CEC în vederea constituirii secțiilor de votare peste hotare. Chiar în ședința de astăzi, pentru orele 16, avem preconizată examinarea proiectului de hotărâre pentru stabilirea numărului de buletine care vor fi stabilite pentru fiecare țară în gazdă. Și menționez că aviz la acest proiect l-am primit iarăși de la colegii de la Minister, unde au făcut estimările necesare conform participării cetățenilor în ultimele scrutine și numărul de cetățeni care se află în anumite zone ale lumii. De aceea pot să menționez faptul și s-a vorbit că nu avem o altă modalitate de exprimare a votului decât votul prin buletinul de vot plasat în urna de vot. Este o competență legislativă de a modifica și de a crea metode alternative de vot, însă pentru acest exercițiu ne rămâne să administrăm doar acest proces
care va fi realizat pe parcursul unei zile. Ceea ce înseamnă că acea inițiativă legislativă care a venit din partea unui partid politic de a se desfășura votul în două sau mai multe zile, ea nu a fost aprobată. De aceea rămânem la formula veche de desfășurare a scrutinului pentru o singură zi și deja cunoaștem ziua de 1 noiembrie 2020 pentru primul tur. La fel vreau să menționez faptul că CEC nu a făcut și nu va face diferență între cetățenii în funcție de locurile unde se află ei, în funcție de preferințele politice ale acestora și în funcție de numărul persoanelor care vin tradițional la vot. Deci noi am optat pentru decizia de a stabili o posibilitate și o deschidere cât mai mare pentru cetățeni de a veni la vot, de a fi mai comod să voteze și de a și îi încurajăm ca pentru zilele de vot, mă refer la ziua de 1 noiembrie 2020 și pentru o eventualitate pentru turul 2 să fie prezenți la urne de vot, respectiv cu respectarea, a condițiilor de sanitare stabilite pentru țara de reședință. La fel, încurajez concurenții electorali, organizațiile abilitate de a observa alegerile, să solicite înregistrarea reprezentanților sau acreditarea observatorilor în secțiile de votare în afara țării pentru a asigura un proces electoral transparent, credibil și corect. Până când avem un număr mic de observatori acreditați pentru observarea alegerilor peste hotare, sperăm că partidele politice, organizațiile neguvernamentale vor antrena în acest proces un număr cât mai mare de observatori. Vreau să menționez că și să-mi exprim din nou gratitudinea pentru Ministerul Afacerilor Externe pentru acea comunicare bună, pentru acea conlucrare efectivă și chiar și pentru deschiderea de astăzi, pentru a realiza în comun această conferință de presă. Și mesajul pe final este că pandemia COVID-19 nu poate să ne lipsească de dreptul de a participa la alegeri. Este o responsabilitate a fiecăruia dintre noi de a veni la vot, de a realiza dreptul la vot în condiții cât mai bune și mai securizate. Și desfășurarea procesului de vot ține de responsabilitatea fiecăruia dintre noi. De aceea vă îndemn să fiți responsabili și să mergeți la vot. Domnule ministru, vă mulțumesc din nou pentru această oportunitate. Și eu mulțumesc, domnul președinte. Daniel, îți dau voie să conduci mai departe. Da, vă mulțumim foarte mult. Declarațiile de presă a Ministrului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Oleg Țulea, și a Președintului Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, s-au încheiat. Începem sesiunea de întrebări-răspunsuri. În lista de înregistrare va fi ProTV, după care se pregătește Sputnik. Vă rog. Bună ziua, Lubov Flămădeala de la ProTV sunt. Mai mulți observatori politicieni spun că există riscul să fie deschise mai puține secții decât 139. De exemplu, pe ultima 100 de metri un oraș sau o țară va anunța că intră în carantină. Cum în acest caz veți asigura dreptul cetățenilor la vot? Este adevărat, acest risc persistă și a persistat și acest risc a fost sesizat, identificat de către noi și am informat și Comisia Electorală Centrală. Există anumite situații, evoluții de care suntem conștienți că pot să apară, deci pot să se întâmple. De aceea, prima soluție pe care am propus-o noi, atunci când există imposibilitate de a deschide sau apare situația de imposibilitate de a deschide o secție de votare, opțiunea alternativă ar fi votul în cea mai apropiată secție de votare care este deschisă în apropiere cele care nu mai poate să fie funcționale din considerente de evoluție epidemiologică dintr-un stat sau altul.
Avem câteva elemente care urmează a fi definitivate inclusiv în aceste zile, în raport cu câteva state. O să-l rog pe domnul Eugen Revencu, care este președintele grupului de lucru în cadrul Ministerului, să vină cu precizări suplimentare. Mulțumesc. Fac și eu. Mai arăt la față. Deci, într-adevăr, există acest risc, riscurile sunt, n-aș putea spune că sunt calculate deja, noi ținem cont de ele. Am elaborat un instrument de înștiințare timpurie despre restricțiile care pot fi. Acest instrument este deocamdată de uz intern, noi îl vom partaja cu Comisia Electorală Centrală, ieri am vorbit în cadrul grupului de lucru cum să facem această informație accesibilă sistematic Comisiei Electorale Centrale și cel puțin săptămânal noi o vom furniza cu certitudine înainte de a deschide secțiile de votare, cu o zi înainte de asta. Noi vom prezenta informația la zi care este situația și atunci, în așa mod, Comisia Electorală Centrală ar putea fi informată din prima sursă despre riscurile care sunt și se poate elabora măsuri de gestiune a riscurilor. Dar trebuie să fim cu toții precauți, pentru că noi nu avem alt instrument de votare decât cel care este admis astăzi legal, unicul, votarea fizică, cu prezența fizică. De aceea, și riscurile care sunt, care pot fi multiple, nu doar despre declararea unei carantini, pot fi impuse limite la deplasarea persoanelor în anumite localități și care să nu permită ieșirea din localitate, să nu permită eventual deplasarea pe o distanță, pe o rază de 100-500 de metri de la domiciliu. Și atunci situațiile astea sunt în afara controlului autorităților moldovenești. Și probabil decizia cea mai proastă, cea mai dificilă îi va reveni Comisiei Electorale Centrale a decide a avea sau nu avea acea secție de vot în acel moment. Dar decizia exactă cred că va fi adoptată de către Comisia Electorală Centrală în deplină cunoaștere de cauză. Vreau să amintesc că aici, în cadrul Ministerului, noi am dezvoltat acest sistem de alerte de călătorie care descriu condițiile sanitare, toate restricțiile care sunt impuse de autorități, observațiile noastre și analizele interne arată că acest instrument este foarte util pentru toți cetățenii din interiorul țării, dar și pentru cetățenii noștri din diasporă. Judecăm după cifrele și audiența care o contabilizăm prin postările pe paginile de Facebook sau paginile web a misiunilor diplomatice, lumea se interesează. Acest instrument îl vom folosi în continuare și vom încerca la maxim să informăm despre toate aspectele legate de participarea la vot, inclusiv aspecte legate de deplasarea în interiorul unei țări, dintr-un oraș sau altul, pentru că avem experiențele când și în interiorul unei țări există restricții de călătorie. Deci, la prima etapă, pentru noi va fi important să informăm la maxim cetățenii noștri pe toate condițiile care trebuie luate în calcul atunci când pregătește deplasarea în orașul, în localitatea unde este deschisă o secție de vot. Domnul președinte, dacă doriți să mai adăugați ceva. La acest subiect nu. A doua întrebare este... Dați-mi voi puțin, eu să mai completez. Bine. Cu o informație mai dinamică, probabil, pentru că noi avem deja adresele practic pentru toate secțiile de votare, dar trebuie să fim conștienți că există riscuri ca în anumit moment, înainte de alegeri, să intervină situații care să ne forțeze să schimbăm locul amplasării anumitor secții de votare. De cele, adresele noi încă nu le facem deschise. Se mai verifică în continuare de către autorități. Avem situații deja unde anumite secții de votare își schimbă adresa poștală, adresa de amplasare fizică. Avem situații unde încă nu sunt confirmate
adresele unde, pe care noi le-am propus de către autoritățile statelor străine, unor state cel puțin. De aceea și aceste precizări pot veni sau autorizări pot veni chiar până în ultimul moment. Noi mergem pe formula că avem înțelegeri, discutăm cu autoritățile statelor gazdă ca să ne aprobe, dar asta vizează nu doar discuții cu ministerii de externe, pentru că în fiecare stat pot fi o influență mai mare, pot avea și autoritățile locale sau ministerele de interne sau chiar comisariatele din anumite regiuni sau alte formule care de gestionare a, sau instituții create sau autorități care gestionează criza sanitară. Deci, în fiecare țară lucrurile sunt gestionate diferit și în fiecare țară discuțiile au loc conform unei scheme speciale care este dictată de circunstanțe. Mulțumesc! A doua întrebare... Da. De ce s-a decis deschiderea tocmai a 42 de secții de votare în stânga Nistrului, în contextul în care pentru diaspora sunt doar 139? Cred că e o chestiune care depășește tematica conferinței de presă de astăzi, dar o să, ca să găsiți răspunsul la această întrebare, trebuie să citiți motivația hotărârii CEC din 26 septembrie și o să vedeți oportunitățile legale și faptice care au permis deschiderea a unui asemenea număr de secții și nu cred că trebuie să facem o paranteză între secții de votare peste hotare și în Transnistria, pe motiv că regimul juridic prescris de către codul electoral este puțin diferit. Vă mulțumesc! Asta a fost. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult. Oferim cuvântul colegilor de la Sputnik. Vă rog. Bună ziua, Ana Iurii, Sputnik Moldova. Vreau să vă întreb dacă vă așteptați cumva la o prezență mai scăzută la urne în condițiile în care alegerile se desfășoară în condiții de pandemie și dacă ați estimat cumva, oarecum aveți o cifră aproximativă, câți cetățeni vor participa în diasporă? Vă începe. Cu siguranță că toate analizele Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene pornesc de la experiența organizării alegerilor precedente. Deci avem anumite cifre care le luăm în calcul. Deci, orice părere care se va referi la o posibilă, potențială participare a cetățenilor noștri la votare, oricum va fi o părere personală, subiectivă. Pentru noi este important, din punct de vedere instituțional, să asigurăm maximum condiții pentru toți cetățenii care vor dori să-și exercite dreptul la vot. Astfel, noi suntem datori să asigurăm desfășurarea scrutinului electoral în condiții de maximă transparență, în cadrul unui proces inclusiv, respectând standardele internaționale. Deci acesta este angajamentul nostru instituțional și vom fi gata să asigurăm maximul condiții pentru o participare cât mai mare a cetățenilor noștri ca număr la scrutinul electoral din 1 noiembrie. O să vin cu o completare. Vorbeam că pentru fiecare secție de votare peste hotare numărul maxim de buletine poate fi 5.000 de buletine. De aceea, matematic, putem estima în funcție de numărul de secții de votare un număr ipotetic de alegători care pot veni la, pentru exprimarea votului, însă în ziua de astăzi este preconizată examinarea, deci stabilirii numărului exact de buletini care vor fi tipărite și vor fi transmise în adresa fiecărei secții de votare. De aceea, după orele 16, vom ști exact numărul de buletine în acest sens și la fel veți fi informat exact pentru fiecare secție de votare. Cât privește estimările, este imposibil de a veni cu o cifră. Avem cifrele pentru anii 2014, 2016, 2019, pentru fiecare secție de votare în parte, unde știm câți cetățenii s-au prezentat la vot. Această informație este plasată pe site-ul CEC-ului și o puteți utiliza. Vă mulțumesc! Deci, următoarea întrebare. Am înțeles că purtați negocieri cu autoritățile din țările în care există cetățeni moldoveni și că secțiile de votare ar putea fi amenajate în alte locuri decât ați prognozat inițial, dar
Asta înțeleg că dacă vor fi introduse restricții la nivel local, dar dacă vor fi introduse restricții la nivel de țară, într-o întreagă țară, de exemplu, sunt interzise desfășurarea alegerilor, atunci ce se întâmplă cu cetățenii unei țări concrete? Sunt arondați la altă țară în care există consulat sau ambasadă a Republicii Moldova? Sau? În legătură cu arondare, o să vă răspund eu. Peste hotarele țării noastre nu avem liste de bază unde sunt arondați cetățenii Republicii Moldova. Fiecare cetățean care va dori să-și exprime votul poate să voteze în oricare țară dorește, doar la prezentarea actului de identitate sau a pașaportului respectiv, care este indicat în codul electoral. De aceea nu există arondări de acest, în acest sens pe care le avem pe teritoriul Republicii Moldova. Și eu aș face o precizare. Deci noi nu am purtat negocieri pe subiectul deschiderii secțiilor de votare. În incinta edificiilor, misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare sau în afară, în mare parte, noi solicităm, acceptă autorităților privind deschiderea, reșind din anumite cifre care se referă la numărul de cetățeni care sunt rezidenți în acest stat, participarea la scrutinile anterioare, dar, repet, acest exercițiu nu poate fi numit negociere politică, diplomatică. Deci toți cetățenii care sunt rezidenți a unui stat sunt obligați să respecte legislația respectivului stat, inclusiv măsurile sanitare care sunt impuse. Deci acesta este primul element care trebuie luat în considerație. În condițiile când statul, în dependență de evoluția epidemiologică, decide instituirea unor noi măsuri sanitare, ele sunt regulă și lege pentru toți cetățenii sau toți rezidenții din acest stat, respectiv și noi suntem obligați să ținem cont de aceste restricții sau limitări care sunt impuse. Pe de altă parte, este de remarcat că și noi, și toate misiunile diplomatice, și noi aici la Minister, dar și misiunile diplomatice informează și comunică la maxim cu cetățenii privitor la toate schimbările care intervin. Așa cum a fost remarcat de domnul Revenco, președintele grupului de lucru, situația diferă de la stat la stat, iar în unele țări, decizia privitor la acceptul deschiderii unei secții de votare este luată inclusiv de autoritățile locale sau organele de poliție care verifică fizic dacă spațiul care a fost identificat de către misiunea diplomatică corespunde rigorilor și condițiilor sanitare care sunt impuse. Deci acest exercițiu a fost unul complicat pentru noi, pentru că a necesitat un efort destul de mare din partea misiunilor diplomatice și ceea ce am obținut în final, acceptul în mare parte a tuturor statelor privitor la deschiderea secțiilor de votare, pe mine personal mă bucură foarte mult. Suntem în așteptarea câtorva precizări în cazul câtorva state, dar avem siguranță că vom primi răspunsuri pozitive, astfel ca să asigurăm deschiderea acestor secții de votare, așa cum a fost decis de CEC pe 26 septembrie. Și ultima, vreau să știu dacă ați fost cumva informați, dacă în anumite țări deja au apărut probleme de acest gen, apar dificultăți în amenajarea secțiilor de votare, nu știu, poate în țările în care sunt mulți moldoveni, Rusia, România, Italia, Franța, ați primit informații de acest fel? O să iau eu răspunsul la această întrebare. Noi suntem acum în proces de verificare. Deci noi nu putem vorbi despre probleme, refuzuri. Este un proces de precizare exact și de verificare. Este încă prematur să spunem. Avem refuzuri, nu avem refuzuri. Nu puneți acolo. Noi suntem, ambasadele au pus la dispoziție, autoritățile din țările gazdă nu au termen de executare stabilit de Guvernul Moldovei, ei folosesc termenele și procedurile stabilite în țările corespunzătoare. Deci, perioada de verificare, perioada de aprobare formală este în fiecare caz diferită. Dar, în principiu, noi, cum a spus și domnul ministru, suntem într-o dinamică pozitivă și avem certitudinea că acolo unde am planificat,
să fie posibilă deschiderea secțiilor de votare. De aceea și am spus inițial că noi încă nu suntem gata să venim cu toate adresele 100%. Dar chiar dacă în momentul când vor fi aprobate adresele, noi nu putem evita, nu putem exclude că situația epidemiologică dintr-o țară sau alta ar putea evolua într-o direcție neplăcută. Și atunci ar putea să fie și alte măsuri. Adică ștormul ar putea să se ridice. Deci atunci va trebui să ne adaptăm acele situații. S-ar putea să apară noi restricții, ar putea să apară noi condiții la care va trebui să ne adaptăm. În acest moment, conform normelor, regulilor care ne sunt comunicate de către ambasadele noastre, noi suntem într-o situație pe care o stăpânim. Și în scurt timp, cred că noi vom avea și adresele agreate. Deci, evident, în situații de risc, noi toți elaborăm și planul B, măsuri de gestionare a riscurilor. Asta tot îl luăm în calcul și pot să vă asigur că noi ținem cont și de riscuri potențiale care ar putea să apară. Dar situația cum o să evolueze, o să vedem. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult. Reamintim celor care ne urmăresc în aceste momente. Această conferință este transmisă în direct pe mai multe platforme. Primim întrebări și din partea jurnaliștilor care urmăresc online conferința de presă comună Mai Check. O întrebare de la Realitatea MD, Elena Putregai. Cum se va proceda dacă alegătorul va veni la secția de vot și se va depista febră? Fiecare țară are un model de comportament sau este unul prestabilit de Republica Moldova? Domnule Cimil, dacă ați putea să comentați această întrebare. Da, este o întrebare frecvent adresată CEC-ului, pe motiv că ea interesează din perspectiva sporirii numărului de cazuri de COVID, dar vrem să menționăm că momentan elaborăm o modificare la instrucțiunea elaborată de Comisia Națională Extraordinară în Sănătate Publică, care va, la propunerea CEC-ului, va opera completări la instrucțiunea despre care vorbeam, prin autorizarea amenajării unui loc special în cadrul secției de votare și a unei mese și urne speciale, unde vor putea vota persoanele care atestă simptome de febră, în acest sens fiindu-le asigurat accesul în secțiile de votare, respectiv procedurile de dezinfectare, respectiv procedurile de distanță socială și iarăși din nou acele proceduri sanitare care le cunoaștem cu toții. Dar nici de cum nu va fi restricționat dreptul la vot a persoanei care va veni la secție de votare să-și exprime votul. Trebuie de luat în calcul această situație. Altceva că se elaborează protocoale medicale pentru asigurarea desfășurării votului în cadrul instituțiilor medicale, unde vor fi chemați funcționarii electorali cu urnele mobile ca să asigure toți doritorii de a vota. În acest sens, trebuie să fie mai multe precizări făcute din punct de vedere medical. Deci la capitolul echipament, la capitolul dotări, la capitolul proceduri și așa mai departe, în acest sens merg discuții și merg deci, elaborări împreună cu Comisia Națională pentru Sănătate Publică. Da, eu aș vrea să completez pentru că situația care a fost descrisă de către domnul președinte Cimil, într-adevăr, au fost discutate și în cadrul grupului de lucru intersectorial. Decizia urmează să fie adoptată de către Comisia Națională Extraordinară în Sănătate Publică și să ia în calcul, de asemenea, particularitățile secțiilor de votare care sunt peste hotare în majoritate sau o bună parte fiind amplasate în sediile misiunilor diplomatice care au capacități diferite de a organiza fluxuri paralele sau spații speciale, special amenajate sau diferit amenajate. Dar noi cu toții suntem în așteptarea deciziei finale a Comisiei CNESP și în acest fel noi cu toții vom cunoaște care vor fi
regulile sanitare stabilite. Deci, cred că ne-au rămas încă câteva ore să mai așteptăm până la adoptarea decizii și vom vedea cum va trebui să acționăm din punct de vedere sanitar, cum ne vor spune autoritățile sanitare. Mulțumesc! Mulțumesc! Reamintim jurnaliștilor care ne urmăresc online că primim întrebările dumneavoastră pe adresa press@aronmefia.gov.md sau le adresați pe Facebook. Între timp, revenim în sala de conferințe. Reporterul de la Accent TV, Dan Bătrâncea, vă rog. Da, bună ziua! Întrebarea mea este, după ce criterii s-au stabilit numărul secțiilor de votare în diferite țări? Ori să răspund eu, deoarece vizează competența cecului, avem o prescriere expresă în codul electoral, cu referință la articolul 31. Sunt trei criterii cunoscute care au fost luate în calcul, despre care le-am identificat și le-am motivat în hotărârea cecului din 26 septembrie 2020. Mă refer la indicii înregistrării prealabile. Știm că în acest an înregistrarea prealabilă a fost una ce a depășit cifra de 60.000 de alegători. Este informația privind votarea cetățenilor noștri la ultima votare în scrutinul deci precedent național și informații privind care ne-a furnizat Ministerul Afacerilor Externe privind numărul de cetățeni care se află peste hotare la momentul respectiv, această informație fiind culeasă din registrele publice a țărilor gazdă sau din alte surse respective, inclusiv și în înregistrare consulară. Dar vorbeam că am mai luat în calcul și alte informații relevante la acest capitol cu referire la informație furnizată de către Asociația de Desporare privind numărul de cetățeni care se află într-o localitate sau alta și disponibilitatea acestora de a veni la vot și de a participa la încălzirea de funcționari la scrutinul electoral. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Rugăm să deconectați microfonul dumneavoastră. În continuare avem o întrebare din partea colegilor de la Ziarul Național. Raisa Lozinski întreabă oficialii care vor ține conferința de presă, dacă au existat state care au condiționat numărul de secții de vot ce urmează a fi deschise în țările respective pentru scrutinul din 1 noiembrie sau care în genere au refuzat organizarea secțiilor de vot pentru prezidențialele de la Chișinău, dacă da, care au fost motivele. De asemenea, vrem să știm care a fost rațiunea pentru care s-a permis votul în baza livretului de marinar pentru moldovenii din diaspora, alături de pașapoartele expirate. Câți marinari are Republica Moldova peste hotare? Există vreo statistică? Întrebările de la Ziarul Național. Da, eu aș putea să răspund foarte rapid. Deci, privitor la deschiderea secțiilor de votare în diverse state, noi am solicitat acceptul autorităților. În mare parte, acest accept l-am primit și această informație a fost furnizată către CEC. Suntem în continuare în așteptarea unui răspuns din partea autorităților anumitor state, cu precădere m-aș referi la cazul Canadei, Marii Britanii și parțial Germania, unde în condițiile unui răspuns per general pozitiv privitor la deschiderea secției de votare, mai așteptăm inclusiv și răspunsuri pozitive la nivel regional sau local, ca astfel ca aceste secții de votare să fie în final deschise. Nu au existat răspunsuri negative, deci, dar există state unde tradițional, conform legislației acestei țări, nu se admite deschiderea secțiilor de votare în alte spații decât edificiile misiunilor diplomatice. Această regulă este valabilă pentru toate statele, nu doar în cazul Republicii Moldova. Deci este o regulă care este aplicată ori de câte ori ne adresăm către aceste autorități cu rugăminte de a deschide secții de votare în afara sediilor misiunilor diplomatice. Cu referință la actele care permit exprimarea votului, CEC doar a reprodus prevederile legale în acest sens, care se conțin în codul electoral, precum și în legislația specială privind actele de identitate.
Și acestea sunt actele care permit identificarea persoanei, conțin semnele de individualizare care permit identificarea lor în sistemul informațional și, repet, permit votul propriu-zis. Cât privește numărul de marinari care sunt înregistrați, noi nu cunoaștem cifra dată, dar probabil că urmează să o solicităm de la organul respectiv. Care vot contează? Cu siguranță avem marinari. Ca fapt divers, într-adevăr, noi avem în Moldova marinari mulți și vreau să vă asigur că în perioada stării de urgență din primăvară, noi ne-am convins că și ei au nevoie de ajutor pentru repatrieri din diferite distanțe foarte îndepărtate. Deci este o situație cunoscută și nu este deloc o situație ipotetică în principiu. Mulțumesc! Mulțumim, reamintim colegilor jurnaliști că Autoritatea Națională Competentă pentru Eliberarea acestor documente de livrete de marinare este Agenția Navală și respectiv aceasta poate să ofere informații exhaustive despre numărul de documente eliberate. În continuare, revenim în sala de conferință pentru intervenția reporterului de la Jurnal TV, Vasile Luchița, vă rog. Domnule Țulea, noi știm că a fost aprobată în secret o listă de noi ambasadori și că s-a trecut deja la procedura de agreement și în acest context vreau să vă întreb pe lângă toți diplomații și politicienii care se regăsesc în această listă, precum domnii Ciocoi, Popov sau Osipov, ne interesează două nume. Primul este chiar al dumneavoastră, vreau să vă întreb de ce renunțați la funcția de ministru de externe în favoarea celei de ambasador în Ungaria, iar al doilea nume este al lui Vitali Dragancea, cine l-a propus în această funcție și ce în funcția de ambasador și ce experiență îl recomandă. Mersi. Eu vă mulțumesc pentru întrebare. Această conferință de presă noi dedicăm unui subiect extrem de important de pe agenda publică, cum este votul în diasporă. De aceea, toate celelalte întrebări care nu se referă la votul în străinătate, vă rog să le adresați prin intermediul serviciului de presă și noi vom demonstra maximă transparență și deschidere pentru a răspunde acestor întrebări. Dar pot strict să comentez, pentru că ați menționat câteva nume. Avem o politică foarte strictă legată de promovarea diplomaților și altor persoane în funcție de ambasadori. Tot acest proces ține, în primul rând, de prevederi legale care sunt în vigoare și de principiul meritocrației și profesionalismul care este aplicat în toate numirile care sunt aplicate în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Vă mulțumesc! Dacă puteți să ne oferiți precizări referitor la cele două nume, cel puțin, al dumneavoastră și domnul Dragancea. Nu cunosc alte informații și nu aș vrea să comentez pentru că intru în zona speculațiilor. În această conferință de presă ne referim strict la subiectul organizării votului în străinătate. Nu vă supărați, dar nu prea avem alte ocazii de a comunica. Deci toate întrebările care nu țin de conferința de presă și votul în străinătate le preluăm prin intermediul serviciului de presă și o să oferim un răspuns în formă scrisă sau înregistrare conform necesităților dumneavoastră. Deci vă invităm să ne transmiteți la adresa press@mfa.gov.md solicitarea de informație respectivă. Între timp a apărut o altă întrebare în online, dacă ați putea să precizați încă o dată actele în baza cărora se votează în străinătate cu precădere dacă buletinul expirat este un act cu care se poate devotat la alegeri. Domnule Cimiu, dacă ați putea să vă luați întrebarea. Da, vă mulțumesc. Deja am vorbit actele cu care se poate vota. Este buletinul de cetățean, buletinul de identitate valabil, pașaportul pentru călătorie, inclusiv pașaportul de călătorie expirat și certificatul de marinar despre care am vorbit anterior. Mulțumesc. Mă adresez și colegilor care sunt prezenți la conferința de presă. Dacă mai sunt întrebări din partea jurnaliștilor prezenți pe subiectul votului în străinătate. Întrebările s-au epuizat. În aceste circumstanțe, dacă sunt careva momente de completare finale pe care domnule ministru Țulea sau domnule președinte Cimil ați dori să le faceți la această sesiune?
Eu doar vreau să vă mulțumesc pentru prezență și vreau să vă rog foarte mult în continuare să ne ajutați să informăm cât mai mult cetățenii privitor la toate aspectele legate de participarea lor la vot, inclusiv adrese unde vor fi deschise secții de votare și reguli sanitare care trebuie să respectate în procesul participării la exercițiul de vot. Mulțumesc mult pentru atenție. Domnul Cimil, vă rog. La fel invit toți actorii implicați în procesul electoral pentru o conlucrare eficientă, corectă și echidistantă și din partea CEC-ului vor fi manifestate deschidere și competență maximă pentru a organiza acest proces cât mai corect. Vă mulțumim pentru comunicare și vom intensifica acest proces pentru a aduce la cunoștința tuturor informațiile relevante și corecte despre modul în care urmează să fie desfășurată comunicarea. Urmăriți pagina CEC, urmăriți hotărârile CEC și urmăriți toate actele oficiale care vin din partea instituției respective. Mulțumim gazdei pentru acest eveniment și... Da, mulțumim. Vă mulțumim foarte mult, doamnelor, domnilor. Reamintim că pe toate mediile sociale, atât a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, cât și a Comisiei Electorale Centrale, pagina Facebook, pagina web și sursa oficială www.votează.md se vor regăsi informații despre organizarea procesului de vot în străinătate. Astăzi, la conferința de presă, au fost rulate cardurile informaționale care conțin informațiile despre secțiile de votare, precum și adresele web ale misiunilor diplomatice și paginile Facebook ale acestora. Îndemnăm să consultați sistematic aceste resurse pentru a vă documenta cu privire la procesul organizatoric. Acestea fiind spuse, declarăm închisă conferința de presă comună susținută de Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, domnul Oleg Țulea, și președintele Comisiei Electorale Centrale, domnul Dorin Cimil. Înregistrarea și transcrierea conferinței de presă poate fi consultată ulterior pe site-ul MAIE și a Comisiei Electorale Centrale. Vă mulțumim pentru atenție și participare. Thank you.